O pată neagră în istoria Ministerului Mediului e și faptul că domnul fost ministru Alexie a fost trimis în judecată acuzat că ar fi luat șpagă, 22 de tone. Ați făcut cumva vreo analiză a întregii sale activități pentru a evita eventuale pete negre pe fața Ministerului? Eu am lucrat în foarte multe instituții în ultimii 15 ani. În 2005 am primit prima însărcinare publică la nivel guvernamental și niciodată în nicio instituție nu m-am uitat înapoi. M-am uitat doar înainte și spre viitor. Nu am făcut analiză retrospectivă și critică a activităților miniștrilor, secretarilor de stat sau președinților de agenții care au fost în funcție respectivă înaintea mea. Am venit cu scopuri foarte clare. La Ministerul Mediului avem un program de guvernare foarte clar, politici publice foarte clare pe care le implementăm și mă uit spre viitor. Trecutul trebuie lăsat în parte, fiecare își analizează propria performanță și este absolut normal ca toți la un moment dat când părăsim o funcție publică să facem această analiză, cel puțin la nivel personal, dar mai departe nu este... Nu este și n-a fost niciodată o prioritate pentru mine să fac eu analiza activităților depuse de alte persoane care au precedat în funcție respectivă. Mulțumesc.